Bună ziua tuturor! Astăzi am să vă arăt cel mai simplu și eficient mod de a înmulți plantele de tomate. Pentru a înmulți plantele de tomate, ne vom folosi de acei lăstari care scapă în timpul copilitului. Se mai întâmplă uneori și să-i depistăm abia în momentul în care sunt foarte mari, exact cum este acesta, care a reușit inclusiv să înflorească. Și îl vom îndepărta de la tulpina principală. Lângă lăstari, la plantele cu creștere nedeterminată, care sunt legate pe araci, aceștia la un moment dat vor depăși dimensiunea aracului și un risc foarte mare va fi ca acestea să se rupă. Și atunci putem îndepărta și vârful de creștere odată ce crește suficient de înalt. După ce am tăiat lăstarii, chiar dacă ei parcă încep să se pălească, fiind foarte cald afară, nu este nicio problemă. În momentul în care îi vom introduce în apă, își vor reveni. Va trebui să îndepărtăm toate frunzele de la bază. Și atunci vom îndepărta frunzele cam atât, cam 20 de centimetri. Și acestea vom introduce într-un pahar cu apă. E foarte important să rămână suficiente frunze, astfel încât planta să poată să-și facă fotosinteza și să-și dezvolte rădăcini. Cu cât lăstarul sau respectiv vârful de creștere este mai mare, mai viguros, cu atât planta, odată ce rădăcinile vor fi formate, va pleca mult mai bine în vegetație și va crește mult mai repede. După ce am tăiat lăstarii, îi vom introduce într-un pahar cu apă, apă de la robinet, și îi vom pune la umbră. Eu îi țin în casă pentru că afară este caniculă, este foarte cald și apa se evaporă destul de repede din pahar. În circa 4-5 zile, pe lăstar, pe tulpina lui, vor începe să apară rădăcini, iar cam în una-două săptămâni, plantele sunt pregătite pentru a fi plantate. Am lăstari de diferite dimensiuni, mai mari, mai mici. Ideal este să aibă măcar un 15-20 de centimetri. Așa. După una, două săptămâni, când lăstarii au format rădăcini suficient de puternice și de lungi, îi vom planta. Alegem un loc, oriunde am precultat înainte în grădină altceva și a rămas locul gol, sau putem să punem chiar și în jardiniere, ghivece și alte recipiente. Facem o groapă suficient de adâncă, după cum știți, la tomate, cu cât plantăm tulpina mai adânc în sol, cu atât suprafața radiculară va fi mai mare, pentru că va genera noi rădăcini. Exact cum a generat în apă, aceste rădăcini va genera și în sol. Și atunci, cu grijă, punem planta, o acoperim cu pământ, tasăm ușor pentru a nu rupe noile rădăcini, care sunt firave, încoperim bine cu pământ și o dăm din abundență. La fel facem cu fiecare. Sper că acest material să vă fie de folos, iar până data viitoare, spor la grădinărit și numai bine!